Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Știți ce? Când am ajuns astăzi, era un copilaș, un susținător, era cu masca și cu geacă și restul, m-a spus, bună ziua, domnul Florin. Atunci asta e un semn. Am venit la șef la cuțite să fac o experiență, în primul rând, să ved dacă pot să gătesc într-un fel sub presiune. Voi găti ravioli umplute cu fasole și scoici și cu o spumă de apă de scoici. Eu m-am născut la Salerno. Salerno e un orașel din zona din Campania, aproape de Napoli. Am stat până la 18 ani, apoi m-am mutat la Milano, unde am făcut facultate. Am stat la Milano nu știu câți ani, mulți. Și apoi de acolo am început să călătoresc un pic, pentru că oricum ideea mea era nu numai să călătoresc, dar să cunosc. Și am încercat să mă duc dreapta și stânga, dreapta spre Asia, stânga spre Centru și Sud America. Am locuit și în Vietnam, El Salvador, Bolivia. Și un prieten era aici să lucreze într-o firmă de call center. Pentru mine era ceva nou. M-a întrebat dacă vreau să-l ajut. Am spus da, am luat avionul și am plecat la Iași. În octombrie 2007, frumos, la ora 7 și un minut, m-am dat afară. Și cum se spune în viața, un șut în fund, un pas înainte, am cumpărat 10 calculatoare și am început. Eu am o firmă care se ocupa cu call center. Ideea mea e că sunt prea inteligent. Și tot timpul este periculos să ai oamenii lângă tine care poate să învețe ceva. Facem activitate de vânzare, customer care, back office. Bine, trebuie să ai foarte multă răbdare. Foarte multă vrăjeală, se spune așa. M-a plăcut foarte mult, m-am adaptat cât mai repede. Dacă sunt aici 14 ani de zile, adică în România, înseamnă că sau îmi place sau sunt masochistă. Și fiindcă nu sunt masochistă, stau bine. Adică îmi place zi de zi, ce fac e liniștitor. Oricum, viață foarte simplu. Nu știu cum este la București, dar la Iași, viață simplu. Pasiunea pentru a găti a început mai mult la Milano, când am făcut facultate, pentru că locuiam cu niște animale, adică prietenii mei, care mâncau orice, gătit în orice fel oribil. Atunci am zis, dacă vreau să mai trăiesc, am nevoie să dezvolt o capacitate. Sunt super stresat, adică acum înțeleg de ce femeii spune sunt stresate, lasă-mă, că chiar i-aș pune aceeași chestie. Lăsați-mă, sunt stresat. Preparatul care voi găti e tipic din zona mea. În Sud Italia, mai mult Salerno sau Napoli, se face pasta cu fagioli cozze. Numai că am încercat să pun aceste ingrediente în pasta și nu afară. E o pasta foarte populară, foarte ieftină, dar poate fi super gustosă. Chef, buon appetito! Cred că este foarte grav atunci. Zi mă, dacă e nasul, nu mai deschid. Nu, că e anafră. Îl chem pe măciucă să deschide. E anafră. Că la, da, uite, ia să vezi. Că la biserică îți dă câte puțin așa. Anafură, mă. Da, mă, că e anafură, mă. Are dreptate, mă. Bă. Mamă, ce mișto e, bă. Băi, băiatule. Eu știu ce seamănă, bă. Asta e un sombrero. Ai, 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 casa e noiores. Băi, e alta. Cantat. Cum e alta? La cocaraccia, la cocaraccia. Asta se pune invers, mă, băi, asta e invers, mă. Iar am pus-o strâmă? Da, mă. Băi, v-ați uitat, mă, la farfurie, că e cu dedicație? S-a familia mea! Doamne ferește! Ce avem aici mâncațăși? Mâncațeas. Nu, ailaltă e cu mâncațe și asta e pe caragiale. Pe caragiale? Da, da, da. Cu bubica? Așa, cu bubica. Cu bubica. Hai, vedem un pic care e treaba la Suceava. Ce e asta, fraților? Cine ghicește? Aici chiar că am nevoie. Aha. Băi, am descoperit o scoică. Două chiar. Două.
un moț de crevete, trei sombrero mici. Asta e autostrada Sibiu, care e întreruptă din loc în loc, știi? Nefinalizată. Aici e autostradă, aici e întreruptă. Și fiecare din ce e sensul giratoriu de la intrare. Aici e întreruptă, da. Am vaga senzație că aceasta este o farfurie gândită, concepută și creată de cineva care are senzația că este un mare artist, dar chiar e un mare artist în bucătărie. Ăsta este minimalism. Mini, 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 mini. Dați-mi afară repede. Nu mai pot. Și atent, voi nu, nici da. Nu le-ați tăiat. Are umplutura pe afară. Nu, dar să știi că are și ceva în interior. Dar foarte puțin, da. Are aici o pată mică mai închisă la culoare. Ajută. Doamne ferește, Doamne n-ai ferește. Ce să gusti. Bine, mă. Neinspirat, concurent. Neinspirat. Bataie. La cuțite a venit Amedeo, un italian plăcut la vorbă, propășit pe la noi cu afaceri mici și mijlocii. Rețeta pe care a pus-o pe masă se vrea, în schimb, ceva mare. Fără să-l cunoască, șefii l-au declarat neinspirat. Hello! Bună ziua, bună ziua! Salut! Where are you from? Iași! Wow! Wow! Ce întrebare! Ce faci? Nu arăți român ce deloc! Ce faci? Nu fac nimic, dar fac ce bine! Ce da. Cum te cheamă? Mă cheamă Amedeo, Dombrosio. Opa, stai mă, sunt din Iași din 2006. E bine că sunt din Iași. Nu ți-ai la faccia, oh. Dar sunt din Salerno. Salerno? Unde este Salerno? Salerno este la 54 de kilometri de Napoli, unde este Amalfi Positano, da. Costa Amalfitana și restul. Cum ai ajuns în România în 2006? Am ajuns în România pentru că un prieten lucra aici, într-un call center, chiar la Iași, și a zis, Amedeo, am nevoie de tine. Și nu știu din ziua aia dacă a fost bine sau nu, dar am venit. Engleză vorbiți? Putem vorbi și engleză, da. La telefon, pentru că, uite, Cătălin da? Știe un banc în engleză. Engleză. Care? Green, green, el... Ei, e call center. E call center. Da. E bun. Bulă. Bulă. Nu știi, știi bancurile bulă? Cu bulă? Nu. Cum îl cheamă pe bulă în Italia? În Italia. Bulă. Bulă este no, un personaj în România. Bulă e un personaj care se fac... Personaj de bancuri. De bancuri, de glume. Ah, Pierino. De... Ah, Pierino. Așa. Pierino. Bulă la școală. Pierino. E supărat, așa intră profesoara de engleză. Pierino. Și le spune, dragii mei, pentru mâine compunere. În compunerea asta trebuie să-mi spuneți foarte multe culori. În limba engleză. Următoarea oră de engleză. Ați să compunerea, da, toți cu degetele pe sus. Bulă nebunită și el să-i arate domnișoare, profesoare, care era o superbitate, că el a învățat, nu știu ce. Bine, bulă, zi și tu. I was home alone, the phone was ringing, green, 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 I pick up the phone and I say, hello. Auzi? Uite, continuarea la bancul tău e ăsta. Oh my God, nu citesc nimic, că sunt orb. Nu cred, nu pas până aici? Scrie așa. Pe tine, mama ta, nu te-a făcut bucătar. Asta e bine. Eu am aici, cred că în italiană. Tua madre nu ti-a fatto cuoco. Ce înseamnă? Înseamnă întorci de acasă și nu mai veni. Ești foarte drăguț, omule. Deci, foarte tu de când gătești? De cât timp gătești? Bine, eu gătesc pentru mine, a supraviețui un pic. Okay. Îmi place să gătesc. Adică trăiești în fiecare sărbătoare. Da, bine, am forțat cum place, dar chiar îmi place. Apoi, dacă rezultatul e de cât e altceva. Pastele sunt neapărat abundante, dar măcar acolo, sos, trase, chestii, cremoase, frumos, fierte, cât de cât. Mai ales, apreciez că ai făcut asta în casă, dar în farfuria asta a ta se întâmplă un lucru, și anume, nu că e prea puțin. Problema e că lipsește legătura. Lipsesc multe lucruri. Plating-ul ăsta pe care tu ai încercat să-l faci așa, despărțite raviolii, despărțiți unii de alții, fără sos, fără saltare în padella, nu e, nu prinde. Da, spuneți, spuneți, accept orice critică. Adică le-ar fi trebuit sos, ar fi trebuit fierte în sos. Așa sunt doar niște trei chestii uscate, puse pe farfurie. Am supărat cumva? Nu o supăra pe mine, pe tine, pe farfurie. Asta îmi spune mai târziu. E ok, nu-ți face grijă. Asta este, eu vă mulțumesc la fel. Învățam. Mama m-a făcut cum a făcut, o să încercam să devenim, nu un bucătar, dar să gătim cu mai multă pasiune. Vorbești foarte bine română pentru un italian. Pentru a găti. Auzi, asta cu... tu ai început. Vezi că tu ai început, cu farfuria asta tu ai început. Da, da. Deci nu e, nu, 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 e nu. De la noi.
Nu, nu am zis nimic. Noi am văzut că tu ții la glume, ne-a plăcut, ne place. Da, și de-aia ne-am permis pentru că am văzut că ești băiat de treabă și de gaj. Am văzut că ești simpatic. Avem aceeași vârstă, Masomenu. Câți ani ai? 46. A, peste când a fost. Noi 50, 46, suntem acolo. Oh my god. Hai. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.